Un bărbat cu vârsta de 42 de ani, membru al unui grup infracțional, a fost arestat pentru 30 de zile fiind suspectat de proxenetism. Acesta împreună cu o moldoveancă a format un grup specializat în organizarea practicării prostituției de către moldovence pe teritoriul Italiei. Oamenii legii au stabilit că bărbatul în complicitate cu femeia care se afla în Italia au determinat două tinere de 22 și respectiv 23 de ani, domiciliat în zona de centru a țării, să practice prostituția în Italia, în schimbul sumei de 2000 de euro lunar. De asemenea, în urma acțiunilor de investigații s-a stabilit că suspecții și-au desfășurat activitatea ilegală mai bine de un an timp în care au racolat în scopul practicării prostituției pe teritoriul Italiei mai multe tinere din Republica Moldova. În urma descinderilor la domiciliu, la 13 februarie, polițiștii l-au reținut pe bărbatul suspect. De asemenea, au fost depistate și tinerele care, în dimineața zilei de 14 februarie, urmau să fie transportate în Italia. La fel au fost depistate și ridicate mai multe documente probatorii de transferuri bănești efectuate din Italia de către complicele suspectului. Suspecții riscă închisoare de până la șapte ani.